Virgiliu Vadim Tudor s-a născut în 28 noiembrie 1949 și a fost scriitor, politician și publicist român, care a deținut funcțiile de senator și europarlamentar. Vadim este cunoscut pentru izbucnirile sale temperamentale, necivilizate și naționaliste, însă acestea i-au atras atât simpatia cât și antipatia oamenilor. Corneliu Vadim Tudor s-a născut în București, unde a absolvit liceul și facultatea. Lucrarea de licență a lui Vadim a avut ca temă sociologia religiei din România după cel de-al doilea război mondial, o idee unică până în acel moment. Vadim Tudor a beneficiat de o bursă în străinătate și a făcut studii de istorie la Viena, fiind considerat un student extraordinar. În 1990 a înființat revista România Mare, în care publica pamflete care călcau în picioare personalitățile vieții publice. Scriitorul a fost dat în judecată de nenumărate ori pentru calomnii și jigniri, însă de cele mai multe ori a scăpat nepedepsit. Fiindcă devenise destul de popular datorită revistei sale, în 1991 Vadim și-a înființat propriul partid, l-a numit Partidul România Mare. Începând cu 1992, a fost senator de București în Parlamentul României, iar 4 ani mai târziu politicianul a candidat la alegerile prezidențiale, însă n-a avut succesul la care se aștepta. La următorul scrutin pentru funcția de șef al statului, cel din anul 2000, a ajuns în turul 2, dar a fost învins de Ion Iliescu, iar la alegerile din 2004, 2009 și 2014 a obținut votul unui număr mic de oameni. În 2009, politicianul a fost ales în Parlamentul European, datorită creșterii de care s-a bucurat partidul său odată cu intrarea lui Gigi Becali în PRM. Însă, în cele 9 luni de mandat, nu s-a prezentat la prea multe ședințe, motiv pentru care a fost dat afară din propriul partid. Dar magistrații Tribunalului București l-au repus pe Corneliu Vadim Tudor în funcția de președinte al PRM. Corneliu Vadim Tudor este cunoscut de tânăra generație pentru ieșirile sale explozive și nepoliticoase la adresa oricui nu-i făcea pe plac. Nu faci dumneata ordine la mine, în birou! Ești curaca! Ce-o mândoacă ești curaca? Poați-o! Poați-o! Vei infunda pușcăria! Cine ești tu, pă proastă? Ministrul Justiției! Jignirile lui Vadim au devenit adevărate izvoare de inspirație pentru tineri, care au împânzit internetul cu glume, meme, melodii și clipuri cu și despre politicieni. Actorul și scenaristul Mihai Bendeac a fost inspirat și el de Corneliu Vadim Tudor să creeze 10 de sketch-uri și dacă ar fi să le adunăm, ar ieși un întreg film despre politicieni. Cu toate că, din cauza ieșirilor sale nepoliticoase, majoritatea oamenilor știu doar fața întunecată a lui Vadim, acesta a avut și o parte umană. A inițiat un program săptămânal dedicat oamenilor săraci în vârstă. De altfel, Vadim a oferit sprijin financiar și unor elevi și studenți, dar și unor biserici, școli și situri arheologice. Corneliu Vadim Tudor a murit în 2015 la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, unde a ajuns după ce i s-a făcut rău. Cauza decesului a fost un infarct miocardic.